Hai mai repede, să reușim cu experimentul. Haideți mai repede, să nu ne observe cumva mami și tati. Robi, poți veni! Hai mai repejor! Stai, să nu ne vadă cumva pe geam. Bravo, Robi! Și în ce constă experimentul tău? Pentru început să-l învățăm pe Robi să joace fotbal. Mai spune că vrei pe Robi să-l mai ai și în echipa ta de fotbal. Foarte corect! Robi fotbalist, vei vedea mai târziu. Oh, Melissa și Mircea mi-au pregătit manuale și caiete. Chiar și în vacanța de schi? Robi, tu pentru început vei fi portar. Prim mingea. Dar nu stă așa portarul. Se mișcă prin toate părțile. Nu cumva să-ți dea gol. Așa aperi. Ții, vezi când vine mingea să faci așa, să nu fie craci. O ții bine. Merge în toate părțile. Nu poți merge, uite așa flocos în călătorie. Hai așează-te să te tund. Ce? Părul nu-i lung. În ochi nu dă. În urechi nu se bagă. Așează-te! Mircea! Pentru asta am făcut noi robotul! Să se joace cu tine fotbal! Da, jumate de zi va sta cu mine și jumate cu tine. Și o să vezi cu cine o să-i placă mai mult. Mami, dar să mă tuși frumos! Dacă mai comentezi ceva, mergi în călătorie, pe jumătate tuns! Stac! Că dacă lovești cu mingea. Hai, Melissa! Mingea nu este de metal, spre deosebire de Robi. Melissa, Mircea, voi ce nu auziți? Vă tot chem! Dar, Floare, cine mi-a rupt-o? Hey. Melissa! Unde sunt copiii ăștia? Mircea! Mami, ce te auzi? Ce faci aici? Mă uit că în toată casa aceasta de parcă suntem numai noi doi. Și florile, în loc să le toarne apă, le răstoarnă pe jos. Și totuși un miros de metal și de ulei de mașină persistă. Tu știi că eu am alergie la asta. Robi așteaptă. Bate mingea. Că dansează hora! Hai să-l vedem! Ha, ha, ha. Asta a fost o coincidență, nu cred! Nu am înțeles. Dar scaunele? De ce stau în felul ăsta? Și robot? Jucărie? Matei sau Ionuț? S-au jucat pe aici, probabil, nu? Nu, tati! Matei cu Ionuț astăzi toată ziua au stat la parter. Aici ei nu au fost. Dar pentru ce să facă asta? Melissa și cu Mircea. Nu văd logic. Ia stai, Melissa! Facem ceva mai dificil. Asta ce a fost? Să fie coincidență și a doua oară? Trebuie să verificăm! Matei știe literele. Aici cu siguranță nu e mâna lui Matei. El cunoaște literele, dar nu și să scrie. Mami, tu iarăși te-a găsit de Mircea și Melissa. Pentru ce lor fișe de clasa 1? Dar, Robi, ce înseamnă? E o coincidență de litere. Atunci când Matei și cu Ionuț le-au răsfuit, au rămas acestea. Eu nu înțeleg. Tu pe mine mă auzi? Ionuț și cu Matei aici astăzi nu au fost. Ieri acestea nu erau jos. Stai! Eu astăzi când am trecut pe aici, ele nu erau. Dar ce se aude? Tati, TV-ul din sala de sport. Iar scara asta era pe mijlocul sălii. Și televizorul, doar Mircea și cu Melissa știu să-l pornească. Ceilalți încă nu au învățat. Dar ei făceau bagajele. Cel puțin așa mi-au promis. Unde sunt ei? Bravo, Robi! Dar ce zici să ne schimbăm cu locul? Robi! 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 Bravo, Robi! Robi! Trebuie să-ți cumpăr un costum de fotbalist! Robi, fotbalist, îmi place! Mami, am găsit! Am găsit, mami, vină încoace! I-ai găsit pe Melissa și pe Mircea? Nu! Am găsit uleiul de motor, care tot îmi mirosea prin casă. E chiar aici pe masă! Ulei de motor? Într-adevăr. Dar pentru ce lor ulei de motor? Ei au spus că au uns aparatele de sport care scârțâiau. Dar... e pe masă uleiul. Acum este rândul meu. Îl voi învăța pe Robi să meargă cu bicicleta. Exact acum când suntem în grabă, trebuie să facem curățenie de urma lor. Ce faci, tate, acolo? Mă uit ce am mai scris pe aici copiii. Și am găsit ceva foarte interesant. Ce așa interesant? Vreun proiect la școală? Povestește! Proiect? Dar nu la școală! Robotics Engineering. Interesant. Și Mircea cere nu știu cui softul actualizat. Important că nu sunt jocuri online. Dar apropo, el ceva pregătea pentru științe. Poate e proiectul ceva. Ah, atunci, dar nici nu mai irosesc timpul să mă citesc celelalte mesaje. Robi vrea cu bicicleta, mi companiero fier. Nu, zadar am pus să privească vlogurile noastre. Uite, am învățat și cântecele noastre. Prelungitor? Ce priză stranie. Pentru ce l-a trebuit lor aici, în atelier, pe masă? Ulei de mașină? Hai odată! N-am înțeles. Și te-ai băgat acolo sub masă. Tati, noi ne grăbim, întârziem la avion! Nu știu, mami, dar sunt multe stranietăți aici în mansardă. Copiii ceva au pus la cale. Ceva nu e în regulă, iar noi trebuie să fim mai atenți cu ei. Îți arăt eu odată și apoi mă imiți. Miști picioarele în acest fel. Nu știu, hai să mergem odată! Ce? Iată, asta întrece orice măsură! Tu vezi ce au făcut ei! Totuși, ceva nu e în regulă, mami. Parcă nu-i mâna lui Mircea și al Melissei. Dar dacă zici că ceilalți nu au urcat astăzi aici? Unde sunt ei? Robi vrea cu bicicleta. Hai, încearcă și tu! Bine! Nu cred că va reuși. Nu cumva să se accidenteze. Ei, vezi cât de repede învață! Robi pleacă! Succes! Wow! Bravo, Robi! Trebuie să-i găsim! Mai avem doar jumătate de oră! Ai dreptate! Fugim! Mai rapid! Bravo, Robi! Matei! Hai! L-am îmbrăcat! Repede că ne grăbim! Și cheamă și pe ceilalți! Ionuț! Ionuț! Mihaela! Valizele sunt pregătite, rucsacurile și... să mă schimb și eu! Ce fel de schimbat, tati! Du-te prima și o plimbă pe ice și după aceea vii și te schimbi. El poate face orice! Să nu topească cumva bicicleta, e scumpă! Robi, avem pentru tine o nouă sarcină! Timpul este foarte bun de ieșit la o plimbare cu ice. Tati a ieșit afară! Trebuie urgent să-l ascundem pe Robi! Dar unde să-l ascundem pe Robi? Tati deja este afară! Unde am pus eu zgarda și Melissa? Chiar sub nasul meu! Hai! Melissa, trebuie să ducem poarta imediat la loc, ca să nu observe tati că noi suntem afară! Haide! Robi, dar tu ce stai? Vino și ne ajută! Robi, ajută! Voi, ce forță are! Câtă putere! Îmbrac și eu! Da, Ionuț, după ce o îmbrac pe Mihaela, mă ocup și de tine. Dar tu poți și singur, că ești mare deja, da? Cine a pus poarta în felul ăsta? Eu am pus-o altfel. Matei, Ionuț? Nu cred. Mircea și cu Melissa sunt ocupați. Ei fac bagajele. Hai, hai. Hei! Nu face gălăgie. Nu face gălăgie. Și la drum cu Mir. Mergem, mai mergem. Ce-i? Bravo! Bravo, Ice! Hai, să mergem! Hai, Ice, hai! Repede! Haide, veniți repede încoace, că tati nu s-a întors! Hai, Robi! Melissa, Mircea, noi deja plecăm! Unde sunteți? Hai, Mica, bagă piciorul! Da, da, noi venim! Trebuie cumva pe Robi să-l băgăm pe neobservat în portbagaj. Robi, hai încet! Uite, toată lumea trebuie să o aștepte pe Melissa și pe Mircea. Noi suntem aici, ne punem gențile în portbagaj. Unde mergem? În călătorie. Robi, doar urcă în portbagaj și taci. Robi, urcă aici, unde ți-am făcut loc și stai în liniște tot drumul, ai înțeles? Bine, în portbagaj. Așa e bine? Perfect! Nu încă pe Robi. Hai, mai lasă glumele, încă perfect. Gata, putem merge! În sfârșit am pornit și noi! Haideți că avem un drum foarte lung! Probabil că e cel mai lung drum din viața noastră, pe care l-am avut noi vreodată! Dar totuși ce s-a întâmplat astăzi în mansardă? Totul este acolo cu fundul în sus! Dar ce? Ce s-a întâmplat acolo? Vai! M-am uitat să strângem din urma lui Robi! Tati are emoții! Foarte mari! Mă gândesc mai la orice mărunțiș pe care puteam să-l scap din vedere. Pașapoartele sunt? Sunt. Este prima noastră călătorie din acest an peste hotare! Doar că nu știm unde plecăm. Este o surpriză pentru noi toți. Nu știu, poate este un tic nervos sau habar n-am ce e, dar atunci când merg la un drum lung și dacă acolo nu am mai fost niciodată, nu pot dormi, fie că sunt la volan, fie că sunt lângă șofer, fie că sunt în spate, fie că am unde să privesc, nu pot să adorm. Dar eu pot adormi oricând. Acum în România avem 17 grade. să vedem câte grade ne vor aștepta la destinație. Atunci spune destinația, tati, și eu verific pe meteo și îți spun imediat. Șmecher, dar nu vei obține ce dorești. Mai rapid. Am ajuns! Cine merge să-ți scoată bagajele? Eu cu Mircea! Da, plecăm chiar acum! Voi ocupați-vă de cei mici! Hai, Melissa, repede să ne întârziem! Hai că noi am ajuns! Dar cine urcă în căruț? E clar! Dar eu credeam că vom duce valizele în căruț. Eu nu văd niciun indiciu. Unde plecăm noi? Deci, familia Melii merge în București. Deci, Melissa a rămas fără compas. Nu mi-a spus, m-a pus în rucsac. Dar nu știam. Iar arată pe nard. Deci, dacă plecați în călătorie... Compasul îl punem în bagajul de cală. Mi-a luat deci compasul. Unde e Rionul? Unde e Rionul? Și acum intrăm în autobuz să plecăm la avion. Exact. Dar oare unde plecăm? Pe autobuz. Pe autobuz, direct în avion. Ce fain! Imediat vom intra! Miha, îți place? Îți place? Cine-i primul? Cine-i primul? Din greșeală am încurcat intrarea. Trebuia să intrăm la locurile din spate. Să pregătiți să mergem la direcția Mihaela. Să vedem reacția așa lui Ionuț. Ce merge cu spatele? Așa vă spune cu spatele. Destinația în care plecăm. Niciun indiciu. Destinația nu o găsești pe așa hartă mică. Ce-ai pățit? Ce e acolo? Mihaela a deschis accidental paharul și s-au dat toată. Acum avem două probleme. Să o schimbăm pe Mihaela în avion și Matei vrea la baie. Urgent. Poftim. Ce faci? Să te braci, nu să te știi. Mereu acest sunet a fost cu efect. Dar de Miha o schimb aici. Da? Da. Și acum îmbrăcăm pantalonii. Da? Da. Misiune îndeplinită. Bravo, Miha! Liniște, Mihaela deja doarme. Cum, mami? Nu doarme. Așa dormi tu. Cine doarme? Hai, dormi. Așa, Miha doarme. Bravo. Și? Imediat aterizăm. Noi suntem în spate și se simte foarte bine. Și aici este destinația noastră. Cum a fost? Foarte interesant. Acum mergem la celălalt avion. Mami, mi se pare că pe aici am mai fost. Am mai fost de mai multe ori. Hai așa așteptăm să vină gențele noastre. Și încă una. Tata a zis că mai zburăm cu încă un avion și ajungem la destinație. Eu sunt foarte curioasă să aflu cu ce avion vom zbura și unde vom ajunge. Și drumul a zis că va fi și mai lung decât acesta. Cred că vreo 5 ore. Tati mie mi-a zis că 10. Ce? Oare reușim la avion? Cred că reușim. Și cine ghicește? Care e destinația noastră? Cea finală e pe tablou. Destinația noastră finală e pe panou? Plecăm în Belgrad. Nu, Melissa, eu zic în Cairo. Dar eu cred că abonații și-au dat seama. Iar eu trebuie să merg la Cicen. Mergem cu toți. Acum să ne ducem repede la avion. Nu înțeleg. Unde sunt Melissa și cu Mircea? Trebuie să ne grăbim, tati! Deci ne furișăm să ne vadă pe Robi. Robi, te rog frumos să ne urmărești, ok? Bine, mergem! Eu vreau ceva dulce. Am văzut acolo. Când seară dulce, mami, spune că îngrașă. Și eu ce? Trebuie să slăbesc? Ce e asta? Gogoașă? Și cum ai reușit să-l scapi din vedere pe Robi? Nu știu, acum va trebui să se descurce singur. Sper să ne ajungă din urmă. Important, să nu dăm nimic de bănutul mam și tati. Am ajuns la al doilea avion. Afară este foarte frig și bate foarte tare vântul. Cât mai rapid să ajungem în interior. Am ajuns în avion. Vom zbura la 18.000 de metri înălțime. Domnul care vorbește la avion a zis că vor fi turbulențe 2 ore. Ești pregătit pentru turbulențe? Da, doar că de această dată noi suntem la mijloc și nu vom simți așa de tare. Matei desenează și facem muzeator. Și după ce le facem usteți, păr. Și se încep turbulențele. Familie, am două vești. Una bună și una tristă. La care să încep. Era așa bună. E că aterizăm în câteva mințele. Iar cerea este că sunt verse de ploaie. Sunt atât de multe insule! Unde ne-ai dus, tati? Iar Ionuț știe o informație foarte importantă. Acolo sunt foarte mulți. Care așteaptă pe el, să așteaptă și să-și face pe el. Sunt trei, trăim în zi. Le dăm mâncare. Tati, dar noi zburăm peste ocean? Așa suntem de mult pe ocean. Sunt și mai multe insule. Ce direcție plecăm? Este la fel o surpriză! Unde sunt tricourile? Nu ne-am gândit la asta. Aproape o oră am așteptat. Și într-un final? Bravo, Melissa! Miha nu vrea să se dezbrace, e foarte cald aici. Ok, am luat bagajele și acum știu unde trebuie să plecăm. Știu că cineva trebuie să ne aștepte. Și cum facem? Că n-am ajuns. Mai zbucăm? Mai notăm? Ce facem? Tati a zis că va veni încă un avion să ne ia. Niciun fel de avion, Melissa. Uite, acum vom călători cu un transport cu care nu ați călătorit niciodată și care începe cu litera H. Și am urcat în autobuzul care duce spre hidroavionul. Avionul care merge pe apă. Iată aici, mamei mele, nu cred că o să se descurce la mână. Pentru că e pe partea stângă. Merge. Stai că acesta este un aeroport pentru hidroavioane. Vai! Și această podea are niște valuri așa de parcă aici este apă. Cum vă simțiți? Eu abia aștept să-mi schimb haina. Să-mi iau tricou. Mergem, Mihaela! Mergem! Am încurcat nivelul. Trebuie să mai mergem încă. Mami, am apăsat 2. Așa? Poate. Dar am ajuns la 1. Miha, vrei acasă? Nu. Nu. Și pista de aterizare și decolare e pe apă, din câte văd. Prima dată văd așa ceva într-o baie în aeroport. Poate ați mai văzut și voi, dar noi pentru prima dată. O cabină de duș Nu cred. Mihaela, de fiecare dată când pățim cu tine ceva, faci acolo un scutec, nu avem unde să te spălăm. Iată pentru ce sunt astea. Inclusiv pentru copii. Se spălă fundulețul, da? Nu vrei? Tu vrei în piscină? Bălăceală? Nu stăm și nu vrem să scăpăm ocazia să facem un mic duș. Pentru că Mihaela e foarte obosită și foarte bucuroasă. Deci, e succes! Da, e bucuroasă să a transpirat foarte mult oameni. Da? Revenim în câteva clipe. Fresh! Pentru ca să mă trezesc, voi lua cacao. Mă uitam aici la avioane, mami, și mi-am amintit de piața centrală, unde stăteau maxi-taxi și așteptau călătorii. Deja aici, dacă nimeni nu strigă, unde pleacă avionul. Apropo, noi plecăm pe o insulă un pic mai îndepărtată. Deci, dacă în perioada rece a anului alegeți să mergeți într-o destinație exotică, nu uitați să luați tricouri pe voi, pentru că dacă ajungeți acolo e foarte cald, aici sunt 29 de grade. Când am fost în Punta Cana, am luat pe noi tricouri, dar acum am uitat. Ne-am pornit, toți transpirați suntem, e foarte cald aici, dar foarte curând ajungem. În câteva clipe, mami este ambarcată, doar că o veste un pic tristă. Un pic. Unul din bagaj va veni astăzi seara și nu cu noi, căci avionul e prea încărcat. Și dacă e bagajul nostru, cu hainele noastre, îmbrăcăm hainele copiilor. Wow. Sau ei vers. Vom sta până seara, vom sta așa. Nu, până seara veți da o de ne băgăm în apă și ne răcorim. Abia aștept să încercăm să zburăm cu avionul. Văd că aici este și apă, gratuită, dar probabil că nu vom folosi nicio sticlă. Mi-e frică că avionul care vom zbura, în hidroavionul care vom zbura, nu este WC. Nu cred. Trebuie să fie. Cu siguranță. În zborul vreo 45 de minute. Hai că dă biletele. N-am răbdare. Dar tu? O să-mi fie frică. Dacă se sparge o plută? Sau dacă se termină benzina? Și ce dacă se termină benzina? Vom înoda până la destinație. Cine poate? Ăla e avionul nostru. Nu cred, pentru că era gate numărul 3. Vai, aripile sunt mai mari decât avionul. Și, Mircea, care e avionul nostru? Uite, cred că acesta. Și poți să ajungi la aripi. Cu mâna. Abia aștept să simt cum să simt. Mircea, dar eu am zis, aici WC-ul nu este. Ce sunt astea? Sunt pentru urechi, probabil că poate e gălăgios. Ok. Atunci vom vorbi așa de semne. Ce salut, da? Cocos. Asta e salut pentru voi. Cocos. Vai. Ia privește ce fain arată. Și cu umbreluță. Bine, bine. Ia să spun. Cum e la pus? Asta, așa se pune. Hai că am urcat cu toți și plecăm să vedem căsuța în care vom fi cazați toată această perioadă. Atât de mult am așteptat acest moment, această locație. Cred că s-a meritat. Cel puțin începutul este foarte plăcut. Am ales această insulă pentru că este foarte îngustă și casa ta de fapt are acces la ambele maluri ale insulei, pe de o parte și pe alta. Și căsuța noastră se află în cel mai îndepărtat loc, ca să fim cât mai siguri. Totul e bine și frumos, dar unde sunt valizele noastre? Suntem de acolo, Cred că după noi, să sperăm. Nu fac griji pentru că ce am observat aici, ca și în Punta Cana, totul este făcut pentru turiști. Am ajuns la căsuța noastră! Ia să vedem cine primul intră în casă! Da, unde e Ionuț? Este! Bye! Bye! Thank you! Bye! Wow! Nu cred! Vreau să văd tot ce se întâmplă aici! Mami, o șopârlă! Șopârlă! Șopârlă, așteaptă! Ea întâmpină oaspeții! Nu trebuie să ne temem de ele, pentru că ele vor fi musafirii noștri cât că 24 de ore. Vreți să vedeți cum arată și curtea noastră, dar și casa și alte împrejurimi de aici? Atunci un mare like și data viitoare, poate că vă facem un vlog. Eu deja am văzut! Să vă invităm în casa noastră!